The regeneration of a system requires time. It is done slowly, step by step, and requires a lot of patience. But at Vulture, regeneration is in full swing. After the acquisition, HIM Complex got straight to work. It streamlined the production process, and it invested in projects that capture and use CO2, thus reducing the platform's carbon footprint. A new special polyols plant has just been inaugurated. This will ensure growth and competitivity, but also sustainability. And now, the regeneration of the industrial platform continues with an essential element, a new cogeneration power plant. This is another natural step toward a new sustainable future at HIM Complex. Cogenerarea este un proces tehnologic care permite producerea simultană de energie electrică și termică într-o singură instalație. Toată energia electrică și termică produsă în instalația de cogenerare de la Râmnicu Vâlcea va fi consumată integral, intern, în procesele chimice ale platformei HIM Complex. Centrala de cogenerare va fi pusă în funcțiune cu primele două grupuri care totalizează o putere de 32 de MW și astfel se asigură 60% din necesarul de energie electrică al platformei. Următoarea etapă este programată să fie finalizată în cursul anului viitor, iar centrala va ajunge la capacitatea ei maximă de 48 de MW. Până acum, în ultimele luni, am pregătit toate lucrările de construcție, iar până la sosirea echipamentelor din Italia, în decurs de 2 săptămâni, au fost pregătite toate detaliile de montaj. O platformă chimică performantă are nevoie de expertiză și de energie. Dacă în ceea ce privește expertiza avem tot ceea ce ne trebuie, în cazul energiei am decis să construim o instalație de cogenerare de înaltă performanță. Aceasta va asigura energia sustenabilă pentru toate secțiile de producție ale HIM Complex Râmnicu Vâlcea. Prin această instalație de cogenerare vom asigura investiția cea mai mare din România anului 2022 și vom avea randament energetic global de peste 90%, dublu față de media instalațiilor de cogenerare din România. Prin această investiție vom asigura în același timp o reducere semnificativă a emisiilor de CO2 cu mai mult de 100.000 de tone pe an. Practic, instalația este pregătită și pentru o nouă etapă, respectiv de utilizare suplimentară și a hidrogenului verde provenit din instalațiile tehnologice ale HIM Complex. Este doar o primă etapă a strategiei HIM Complex de regenerare a întregii industrii chimice românești. It takes a lot of patience to regenerate a system. Until then, let's celebrate the energy of a new project at Vulcea. INCDT Cambodi is Romania's unique R&D institute for gas turbines, dedicated to aerospace with application in the energy field. With more than 20 years of scientific proficiency, the Institute specializes in scientific research, design, testing, and production of innovative and sustainable equipment, such as aviation gas turbines, high-speed bladed machinery, and compressing equipment for natural gas market, focusing on consumption reduction and environmental protection. Working in accordance with a certified quality assurance system, Komodi proves its local and international proficiency through a significant number of international awards, involvement in high enterprise European framework programs, and numerous partnerships with companies such as Safran Group, MT Aerospace, Pratt & Whitney, Onera, DLR, GHH Rand, MAN Diesel and Turbo. The Institute seeks for new partners in the aerospace field, energy market focusing on gas extraction and transportation, and machine engineering industry. Komodi Institute, experienced partner for innovative and reliable solutions.
The way forward is clear. Build clean generation faster than ever before. This is an imperative which requires a massive speed up of permitting procedures. Transport, heating, and industry must electrify quickly. This is the fastest, cheapest, and most efficient way to decarbonize. Distribution grids must be modernized and reinforced. This is key for scaling renewables and electrification, and will create huge amounts of jobs. Getting there requires secure investment. Market interventions are counterproductive and must be limited. Last but not least, we must protect customers from high prices. Taxes and levies on electricity bills must urgently be removed. Tenul tău are multe de spus și la fel de multe de arătat. Reflectă-i calitățile cu noua formulă originală Gerovital Evolution. Super enzima tinereții SOD, cea mai activă enzimă antioxidantă și acid hialuronic ultra filler de ultimă generație, pentru un efect vizibil antirid și un ten ferm complet reenergizat. Cunoaște-ți aturile. Recunoaște evoluția. Gerovital Evolution. La Nova te bucuri mereu de energie bună pentru familia sau afacerea ta. Ai oferte transparente, prețuri corecte, servicii 100% online și contractare în 4 pași simpli. Alege pachetele de gaze naturale sau energie electrică din surse regenerabile. Nova. Simplu, avantajos, totul online. Știați că energia nucleară este o sursă de energie sigură, curată, fără emisii de dioxid de carbon? În România sunt operate două reactoare nucleare, care produc aproximativ 20% din energia necesară României și aproximativ 33% din energia curată fără emisii de CO2. De la punerea în funcțiune a centralei nucleare de la Cernavodă, au fost produse peste 207 milioane de megawatt-oră la un factor de capacitate de peste 90%, evitând eliberarea în atmosferă a peste 195 de milioane de tone de dioxid de carbon. România operează una dintre cele mai sigure și performante centrale nucleare la nivel global. Nuclear Electrica are proiecte de dezvoltare pentru viitor de peste 9 miliarde de euro. România are peste 50 de ani de experiență în industria nucleară și peste 25 de ani de operare la cel mai înalt standard de excelență și siguranță a reactoarelor nucleare CANDU. Nuclear Electrica are aproximativ 2300 de specialiști și este unul dintre cei mai importanți angajatori în România. Ne implicăm anual în proiecte de responsabilitate socială în sănătate, educație, mediu și contribuim cu peste 10 milioane de lei pentru a face diferența acolo unde este nevoie. Suntem mândri să generăm energie curată la standard de excelență și să construim un viitor durabil pentru generația de mâine.
Bună dimineața și vă mulțumim că vă conectați și astăzi cu noi la Bucharest Leaders Summit Emerging Challenges for the Future, și anume la panelul de transporturi numit Interconectarea Infrastructurilor Naționale, o Europa Unită, Transporturi și Rețele de Utilități. Primul nostru invitat de astăzi este cel mai activ europarlamentar român, membru al Parlamentului European de la intrarea noastră în Uniunea Europeană, domnul Marian Jean Marinescu. Cred că nici nu știu de unde să-mi găsesc câte cuvinte ca să vă descriu toată activitatea dumneavoastră, inginer de aviație, distins cu un premiu pentru cercetare și inovare, personalitatea anului în domeniul aviației în 2017, cum am spus, cel mai activ europarlamentar român, membru, vicepreședinte al grupului Partidului Popularilor Europeni și, cum îi spunem noi în aviație, tăticul lui Single European Sky. Vă rog, aveți cuvântul pentru a deschide această conferință azi dimineață. Mulțumesc! Bună dimineața! Mulțumesc, dar nu era nevoie de atâta prezentare. Da, deci despre interconectare putem să vorbim foarte mult și în ultima perioadă s-a vorbit foarte mult despre acest lucru și din cauza crizelor, criza COVID, criza generată de războiul din Ucraina și al doilea subiect, pachetul pregătit pentru 55, pentru că e un pachet de legislație care se adresează și activității de transport. Deci interconectarea este extrem de importantă pentru atât viața economică, cât și viața socială. Noi cei care am trăit și înainte de 90, în perioada comunistă, știm ce înseamnă interconectarea și știm ce înseamnă să blochezi mobilitatea, pentru că am trăit astfel de situații. Și putem spune că, adică putem să apreciem foarte mult, foarte bine, importanța conectivității. Pentru viața economică este extraordinar de importantă și economia în acest moment nu mai poate să meargă normal fără a avea aceste mijloace de interconectare. Uniunea Europeană încearcă de foarte multă vreme să creeze rețelele de transport europene. În acest moment lucrăm la o revizuire a regulamentului pentru TNT, pentru rețelele de transport europene. Din păcate însă nu s-a reușit să se mențină un ritm astfel încât să putem să ajungem la ținta pe care Uniunea o are, ca în 2030 rețeaua principală Core Network să fie realizată atât pe rutier cât și pe cale ferată. Sper ca eforturile țărilor membre în perioada următoare, statelor membre, să în perioada următoare să ducă la această realizare. După cum știți, există două rețele, Core Network și Comprehensive Network, rețeaua principală și rețeaua, să spunem, cuprinzătoare. Bineînțeles, construite pe baza consultărilor cu statele membre și acestea ar asigura legătura între principalele noduri economice, zone economice din Uniune și apoi prin comprehensiv cu tot restul Uniunii. Importanța acestei conectări s-a văzut și în perioada crizei COVID, când s-a dovedit, din păcate, din cauza crizei, ce importantă este mobilitatea și conectivitatea. Și acum, în timpul războiului, când ne-am lovit de foarte multe situații în care nu am avut suficientă conectivitate și știți că s-au luat tot felul de măsuri. Dacă ne referim la noi, știm foarte bine ce se întâmplă.
am avut foarte mulți bani de la Uniune pentru a crea rețeaua de, pentru a investi în, atât în rutier, cât și în cale ferată. Nu i-am cheltuit, mulți bani i-am pierdut pentru că nu i-am cheltuit, iar alții i-am investit, dar nu cu foarte multe beneficii. Calitatea lucrărilor nu a fost cea mai dorită. Avem din nou foarte mulți bani pe exercițiul financiar actual, plus pe PNRR, și sper ca, măcar acum, în ultimii ani, mai ales pentru rutier, să putem să îi folosim eficient. Nu avem toate zonele conectate cu autostradă, cu vestul Europei. Oltenia, de exemplu, sau Moldova, sunt două regiuni cele mai sărace din România, sud-vest Oltenia și nord-est Moldova. Aceste două regiuni nu sunt conectate prin autostradă la Uniune și Oltenia, de exemplu, nu are deocamdată o perspectivă în această direcție. Moldova este prinsă cu două bucăți de autostradă pe câmpie, ca să spunem așa, dar nu se trec munții. Pe cale ferată am avut foarte mulți bani pe Connecting Europe Facility, un exercițiu financiar trecut. N-am reușit să-i cheltuim pe cele două linii principale, pe București-Brașov-Arad și pe București-Craiova-Arad. N-am reușit să-i cheltuim, n-am reușit să modernizăm calea ferată. Calea ferată în acest moment funcționează la viteze mai mici decât acum 30 de ani. Și plus materialul feroviar nu este cel care cred eu că ar trebui să fie acum, în această perioadă. Pe transportul aerian avem foarte multe aeroporturi și s-au dezvoltat pe baza curselor low cost și s-au făcut eforturi de autoritățile locale pentru a deschide aeroporturile, pentru că este foarte important atât din punct de vedere economic pentru zonele respective, cât și din punct de vedere social, pentru că sunt foarte mulți români care lucrează în afară și în felul acesta pot să țină legătura cu familiile. Sunt aeroporturi care, bineînțeles, că mai trebuie dezvoltate și există și în această direcție fonduri și cred că trebuie și autoritățile locale să continue să sprijine financiar aceste aeroporturi, pentru că sunt, cum am spus, foarte importante. Rămâne Dunărea, care este o cale de transport, un coridor de transport, după mine, foarte important, care poate deveni foarte important din diverse motive, și de climă, dar și de neintervenția altor state membre, nu funcționează la nivelul dorit. S-au luat tot felul de măsuri, știți foarte bine, și acum eu am depus amendamente, de exemplu, în TNT, pentru a face o, să spunem, guvernanță europeană pe căile navigabile interne. Poate în felul acesta putem să dezvoltăm și acest coridor. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Marinescu. Eu nu știu cum se procedează acum, dacă există întrebări din sală. Aș ruga organizatorii să ne lumineze puțin dacă există vreo posibilitate de întrebări de la participanți. Dacă nu... Nu cred că există, dar mi-aș permite eu să vă întreb ceva, domnule Marinescu, o, nu curiozitate, dar un fel de explicație. Cum se vede de la dumneavoastră numărul mare de aeroporturi din România? Numărul și mai ales
acel catchment area pe care ele îl deservesc. De la mine, de la Craiova, nu? Sau de unde? Nu, de la Bruxelles. De la Craiova știu că aveți un aeroport foarte bun, în continuă dezvoltare. Da, eu locuiesc la Craiova, așa că vă pot spune cum se vede de la Craiova. Eu cred că eu apreciez foarte mult faptul că există foarte multe aeroporturi și că există conexiuni între aceste aeroporturi și Uniune. Este foarte important, foarte important să poți să pleci dintr-o regiune, să te duci la 70 de kilometri sau la 80 de kilometri la un aeroport și să te conectezi cu Europa. Foarte important, atât economic și pentru investitori este un îndemn să vină în acea regiune, dar și pentru familie. E greu de întreținut aceste aeroporturi, sunt absolut convins de acest lucru. De asta și spun că autoritățile locale ar trebui să se implice, se implică toate în acest moment, dar ar trebui să continue să sprijine aceste aeroporturi. Aștept o propunere de modificare a regulamentului european pentru a schimba limita de numărul de pasageri, astfel încât autoritățile locale să poată să subvenționeze mai multe aeroporturi și pe cei care lucrează în acele aeroporturi să încerce să mențină cu orice preț acele curse. Nu sunt vremuri bune pentru aviația. Aviația este sub atac din toate punctele de vedere. Adică sunt probleme și cu, probabil că săptămâna viitoare o să avem o dezbatere la Strasburg referitoare la drepturile pasagerilor, la condițiile de lucru ale personalului care lucrează în aviație. Dar în același timp este sub atac aviația și datorită poluării, pentru că se consideră că poluează foarte mult, are un procent de poluare mic în comparație cu alte mijloace de transport, dar alte moduri de transport, dar asta este situația în acest moment. Sper ca tocmai pentru aceste aeroporturi regionale care deservesc curse în majoritate de scurtă distanță, tocmai pentru aceste aeroporturi să se dezvolte cât de curând avioane, poate pe hidrogen, poate pe electric, pentru că la o capacitate mai mică, cred că se poate ajunge din punct de vedere tehnic să avem un avion electric, astfel încât că aceste aeroporturi să se mențină și să se mențină conectivitatea. Vă mulțumesc și noi suntem mari susținători ai avioanelor electrice și a unor tranziții energetice cât mai rapide și nu spre eliminarea zborurilor pentru distanțe mai scurte. Credem că zborul în continuare este necesar chiar și pentru sub 1000 de kilometri, dacă este făcut sustenabil și cu combustibilul nepoluant. Și vă mulțumim încă o dată, domnule Jean Marinescu, pentru prezența dumneavoastră ca întotdeauna la aceste conferințe. Și dăm cuvântul în continuare domnului Marius Cae, care are o experiență de peste 50 de ani în domeniul transporturilor, de data asta nu în aviația, este absolvent al facultății de transporturi, dar cu multe lucrări de specialitate, în care promovează acțiuni de anvergură în domeniul transporturilor auto, multimodale, logistici, cultivând un spirit de echipă. A fost doctorat cu tema transportul multimodal, alternativa ecologică a transportului rutier, cadru universitar, lector asociat la Facultatea de Transporturi din cadrul Universității Politehnice București și membru fondator și activ în multe asociații profesionale interne și internaționale, în prezent președinte de onoare și fondator al Uniunii Societăților de Expediții din România, vicepreședinte în cadrul Consiliului de Conducere al Federației Internaționale a Asociațiilor Expeditorilor. Mulțumim că sunteți astăzi alături de noi și vă dăm cuvântul.
Dar nu se aude, cred că trebuie așa. Da, încă o dată. Așa. Acum, mă auziți? Da. Perfect. Vă mulțumesc pentru frumoasa prezentare, în primul rând. Îmi ridică puțin ștafeta și moralul. Așadar, sunt președintele Uniunii Societăților de Expediții din România, care este o organizație profesională. Mă iertați, fac o paranteză, eu pregătisem un PPS, dar o problemă tehnică îmi dă mă duce în impozitatea, dar le intercala în așa și voi prezenta după un alt device. Asta este, ne adaptăm. Deci este o organizație profesională, înființată acum 30 de ani, care reunește societăți cu activități din activitatea de expediții, toate acoperind toate modurile de transport, precum și servicii conexe. Expunerea mea se referă la interconectarea infrastructurilor de transport internațional. România este implicată în comerțul mondial, astfel când vă sunt cunoscute datele statistice, doar două le prezint, și anume în anul 2021 comerțul de exterior, respectiv exportul, a crescut cu 20% față de 2020, iar importurile cu tot circa 20% față de anul 2020. Bineînțeles că transportul are un rol important în derularea activității de comerț exterior, în aceeași participând cu toate modurile de transport. Și vom analiza câteva dintre aceste moduri pas cu pas. În ultimii ani, evenimente importante, neașteptate, au schimbat structura comerțului exterior și aceea a dus la perturbații în lanțul de aprovizionare. Este bine cunoscută pandemia COVID-19, războiul din Ucraina, blocajele maritime, nava de container în canalul Suez, portul Shanghai și așa mai departe. Este necesară interconectarea infrastructurilor de transport internațional. Această interconectare este însă un proces complex care reclamă mai mult decât structurile fizice ale modurilor de transport, așa cum vom prezenta mai departe. Ca urmare a celor expuse mai sus, au apărut noi politici, noi rute de transport al mărfurilor. Vom începe cu transportul feroviar. România are una din cele mai dezvoltate rețele feroviare din Europa, dar, din păcate, așa cum a arătat și domnul europarlamentar Marinescu, s-a făcut prea puțin pentru modernizarea infrastructurii feroviare. S-au modernizat circa 700 de kilometri și asta mai mult pe baza fondurilor europene din cei 10.000 de kilometri ai rețelei. România are prin rețeaua feroviară conexiuni cu toate țările limitrofe, însă trebuie îmbunătățită fizic și funcțional aceste conexiuni, iar pentru a avea un timp de tranzit corespunzător, infrastructura internă trebuie reabilitată și va fi un efort considerabil în următorii ani, și tehnic, dar și financiar. Financiar, așa cum s-a arătat, se știe, practic putem accesa fonduri aproape nelimitat, dar trebuie să știm să avem proiecte să le implementăm. Din această cauză nu pot fi valorificate pe deplin avantajele transportului feroviar, în special în ce privește protejarea mediului. De exemplu, tranzitul spre Ungaria, la punctul de trecere Curtici, este necesară o mai bună corelare cu stația corespunzătoare, Lăcoșcaza din Ungaria, cel puțin ca număr de linii în alte stații, ca număr echivalent, dar și cooperarea autorităților prezente în punctele de frontieră. Pentru că există multe nesincronizări, din această cauză trenurile, vagoanele așteaptă și zile întregi pentru a trece dintr-o țară în alta. Conexiunea cu Ucraina și Republica Moldova, încă de la începutul anului, odată cu izbucnirea conflictului Rusia-Ucraina, Administrația Căilor Ferate a depus eforturi susținute pentru a face față creșterii transportului feroviar de călători și marfă,
înregistrate la punctele de frontieră, granița cu Ucraina, al meu și Vicșan, respectiv cu Republica Moldova, Cristești, Jijia, Socola, Galați și Largă. Prin lucrări executate în regie proprie, având ca scop atât reluarea traficului feroviar pe linie de căi ferate, ecartament normal și ecartament larg, cum are Ucraina, permițând reluarea traficului pe linii care fuseseră până acum închise. Astfel au fost reabilitate transferul din stațiile de frontieră Halmeu, Bicșan, Pălciu, cu Moldova, stația de frontieră Cristești-Jijia, Socola, Galați-Largă. În ce privește transportul maritim, portul Constanța, care este cel mai mare port de la Marea Neagră și este un important hub pentru transportul cerealelor, a devenit odată cu izbucnirea războiului o rută esențială a traficului de mărfuri în regiune și pe plan mondial. Și în portul Constanța sunt de executat multe lucrări de infrastructură și de dezvoltare, atât reabilitarea celor existente, cât și de noi dezvoltări. Avem șansa că în Agigea există teren liber alocat portului și operatorul multimodal DP World, care are în concesiune acest teren, are planuri importante de dezvoltare și oportune. După cum se știe, războiul care se desfășoară în Ucraina a implicat și a afectat diferite domenii și industrii, cum ar fi industria alimentară, dar și transporturile. Una din aceste probleme care depășește locul de desfășurare a războiului privește transportul dintre Asia și Europa. Ruta obișnuită din China către Europa, așa numită ruta Nordului, care trecea prin Rusia, nu mai este practicabilă datorită interdicțiilor introduse de Statele Unite și de Europa. Astfel încât apare o rută care se dezvoltă, Middle Corridor, e ruta prin Marea Caspică și Marea Nordului, traversând Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia și apoi până în portul Constanța și alte. La transporturile prin Middle Corridor participă și firme românești, chiar membre ale USR, cum ar fi grup feroviar român, care preia mărfurile din portul Constanța și le duce în România sau mai departe spre Europa Centrală. Uniunea noastră va semna chiar în această săptămână o convenție de lucru cu Asociația Transcaspian, ceea ce ne va permite să ne implică mai mult în derularea acestui transport prin ruta Middle Corridor. Privire la transportul fluvial, Dunărea reprezintă o cale naturală de transport și unind multe țări cu Marea Neagră prin canalul Dunăre-Marea Neagră. Statutul de invazie ruse a dus la blocarea porturilor ucrainiene din Marea Neagră, după cum știm, dar totodată și brațul Chilia din delta Dunării este închis datorită războiului și atunci o parte din mărfurile, din cerealele din Ucraina vin în porturile Ismail, Reni și mai departe sunt preluate pe barje sau pe șlepuri și duse la Constanța, fie prin Bara Sulina, fie prin pe Dunăre și prin canalul Dunăre-Marea Neagră. S-au făcut lucrări de reabilitare și în Galați, unde tot o societate membra noastră, TTS, are un terminal unde preia cereale sau alte mărfuri și le transportă pe Dunăre sau maritim.
Sigur însă că Dunărea este un curs de apă capricios, cu variații ale nivelului în anumite ani sau în anumite perioade ale anului, ceea ce implică lucrări importante de dragare, de amenajare a canalului navigabil, cu implicarea tuturor țărilor riverane. Și aici, de asemenea, vor fi necesare lucrări importante. În sfârșit, transportul rutier reprezintă ponderea cea mai mare din volumul total de transport. Pentru acordarea optimă la rețelele internaționale, în România însă este necesar un volum uriaș de lucrări. Cel mai important este coridorul 4, dar care este deficitar din cauza tronsonului dintre Pitești și Sibiu, traversarea munților. Avem șansa că totuși lucrările sunt începute pe toate tronsoanele și sperăm, eu sper să prind prima călătorie pe autostradă, Pitești-Sibiu. Dar transportul intermodal poate suplini o parte din dezavantajele de poluator al transportului rutier. Pe piața locală de transport rutier activează 40.000 de societăți cu peste 140.000 de angajați. Piața de transport rutier reprezenta din totalul cifre de afaceri circa 6,5% și o creștere de 6,5% față de anul anterior. Provocările principale însă pe această piață rămân creșterea prețurilor energiei, deficitul de șoferi și întârzierile care sunt livrate camioanele datorită lipsei chipurilor. Conform celor prezentate, USER și membrii săi caută permanent soluții de transport mai rapide și mai sigure. De asemenea, au acordat ajutor unor firme ucrainiene, în special pentru tranzitul prin portul Constanța, având o colaborare permanentă cu Asociația Soră din Ucraina. Așadar, putem afirma că, mai ales în situații de criză, crește rolul caselor de expediții și acestea trebuie sprijinite de autorități, nu într-un amănunt în ce constă. În procesul complex de interconectare, un rol important o reprezintă pregătirea profesională a personalului. Venând în întâmpinare, Uniunea noastră organizează cursuri de perfecționare, la finalul cărora se obține diploma FIATA, care este recunoscută și pe plan internațional. Detalii despre organizarea acestor cursuri pot fi găsite pe site-ul asociației user.ro. Cu aceasta eu vă mulțumesc pentru atenție și doresc în continuare succes conferinței noastre. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule Caie, mulțumim pentru prezentare și pentru îndemnul dumneavoastră de a ne instrui în continuare. Și nu văd nicio întrebare din cadrul participanților și atunci... Sau există o întrebare? Nu există nicio întrebare și atunci aș merge mai departe la următorul nostru invitat, domnul Dragoș Preda, cu o expertiză de peste 12 ani în administrația publică centrală, atât la nivel local cât și în alte state europene, precum și în cadrul grupurilor de experți de la nivelul Uniunii Europene. Domnul Preda a participat și în calitate de coordonator la elaborarea 5 strategii naționale și numeroase alte prevederi legislative. La nivel local, în state europene, precum și grupurile de experți la nivelul Comisiei Europene,
Domeniile sale de preocupare includ dezvoltarea internațională, reforma administrației publice, politici de securitate și apărare, comunicare, dezvoltarea orașilor și comunităților inteligente. În prezent este secretar de stat pentru comunicații electronice din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Domnule Preda, vă mulțumim pentru astăzi alături de noi și aveți cuvântul. Să rămână, doamne, e veche prezentarea, nu știu, sper că mă auziți, da? E de la dumneavoastră de pe site. Da, dar n-am mai umblat pe site-ul respectiv. Erau... Da, dar am dat prezentare, sunt fost secretar de stat 2020-2021 și fost CEO al Radiocom. Lucrurile acestea au trecut. Revenind acum la subiectul nostru și să nu rezistăm prea mult audiență, pentru că am mai avut intervenții chiar în urmă cu 3 săptămâni pe subiectul acesta. În 2020 am pus pe masă o propunere de strategie legată de infrastructurile critice. Sunt peste 30 de tipuri de infrastructuri critice, iar această strategie este un must, cum s-ar spune, apropo de alianța noastră transatlantică, ținând cont și de situația conflictuală din estul României, vin și din Ministerul Apărării cu o experiență cea mai îndelungată pe experiență profesională fiind acolo, iar trasarea unei astfel de strategii este absolut necesară, tocmai pentru ca ceea ce antevorbitorul meu a subliniat, cu siguranță ceilalți colegi de panel vor sublinia, să fie integrat și să nu mai se creeze, cum spune francezul, ca să revenim la o altă parteneriat al nostru la nivel european și acele încălecări și de resurse și de dezvoltare. Acum revenim la subiectul de față. Vorbim foarte mult de infrastructură critică. Lumea vorbește în general despre cea clasică căi ferate rutier, transport aerian și maritim naval. Din ce în ce mai mult se vorbește despre infrastructura de date. Toate aceste dezvoltări se fac în coordonare, la nivel internațional, la nivelul statelor membre, la fel trebuie să fie gândit și la noi. Apropo de căile ferate, că tot s-au amintit în discursul anterior, acestea dețin peste 7500 de kilometri de fibră, de dark fiber. Radiocomul deține 3500 și 1570 de dark fiber. Toată această infrastructură de date duce, de fapt, la utilizarea eficientă a acestor tipuri de infrastructuri pe fiecare palier de activitate în parte. Iar acest lucru trebuie să fie deja coordonat. Am mai propus să se creeze o unitate de coordonare a acestor infrastructuri. Înțeleg și nevoia statului SFO a fiecarei entități în parte care deține aceste infrastructuri și căile ferate și transporturile. Cu CNAIR-ul, în timpul mandatului meu la Radiocom, am semnat un protocol pentru a pune în aplicare infotrafic, un sistem de informații rutiere pentru toți călătorii în trafic pe principalele autorute. Am și scris, este un articol din 2020, pe vremea când era secretar de stat, despre autostrăzile 5G. Este doar o serie de 3 simple protocoale pentru a uni infrastructura noastră națională de date cu principalele consoane de căi de date, deci aceste autostrăzi 5G, cum sunt numite la nivel european, Austria, Ungaria și Slovacia, și celălalt principal este Bulgaria, Serbia și Grecia. Lucrurile acestea se pot realiza doar prin niște simple protocoale. Apoi, dezvoltarea acestor infrastructuri trebuie să fie în rezonanță cu dezvoltarea infrastructurilor terestre. S-a luat pe
proiectul acesta strategic, care este apanajul domnului președinte, domnul Klaus Werner Iohannis, inițiativa celor trei mări, s-au abordat cele două proiecte, Via Carpatia și Rail to Sea. Pe aceste tronsoane am pus de asemenea pe masă un proiect pe care Amber, fondul de investiții din spatele inițiativei celor trei mări, l-a considerat mai bun pus pe masă, pe acel palier din cadrul inițiativei celor trei mări, inițiat de către Polonia, numit Digital Highway. Lucrurile acestea trebuie, repet, dezvoltate în consonanță. De ce? Pentru că am spus-o și în 2020 și am repetat-o și în mod practic, în întreaga activitate de la Radio.com, infrastructura, la ora actuală, nu mai reprezintă ca atare în sinele său, nu mai reprezintă un business case. Da? Ca să fim foarte clari în acest. Status quo vechilor rețele este absolut schimbat. Rețeaua globală de comunicații compusă din infrastructură wireless, fir, satelit și alte infrastructuri constituie, de fapt, așa cum am văzut-o în revoluțiile industriale anterioare, o minune inginerească, care se întinde pe continente, mări, oceane. Da? Cu toate acestea, repet, infrastructura de conectivitate de sine stătătoare este văzută din ce în ce mai în zona de business cu o marjă scăzută. Iar furnizorii de servicii de comunicații, CSP-ul, cum sunt numiți în terminologia internațională, da? Se luptă să crească aceste venituri, în special în mediul de business tot mai dinamic și mai flexibil dat de noile transformări. De fapt, este o luptă între aceste soluții cloud native despre care tot vorbim în ultima vreme, iarăși nevoia de transpunere și acordul cloud-ului guvernamental și vechea structură a mediului de business din zona de infrastructură de date. Da? Și atunci, aici a apărut și la fel am pus tot la fel o analiză, un articol pus pe masă în presă în urmă cu un an și jumătate, da? Conceptul acesta pe care l-am adus și în cadrul Radio.com-ului de Connectivity as a Service, adică acele soluții toilor mei. Da? Pentru că ideea principală este până la urmă, este în același concept de ICS și tot ce înseamnă aceste soluții noi as a service, adică tailor made dedicate fiecărui tip operator, fiecărui tip de business în parte. În felul acesta duce și la o eficiență a resurselor utilizate și a preluarea unor servicii interne care se regăsesc la nivelul fiecarei companii. E foarte bine că departamentele de IT, cum le numim, sunt de fapt administrate de rețea. Revenind acum, Connectivity as a Service funcționează ca o experiență cloud pentru rețea, ceea ce înseamnă că clienții nu mai trebuie să dețină sau să acționeze niciun dispozitiv hardware la lucru, adică rețeaua lor. Modelul de abonament, de fapt, elimină necesitatea ca un client să cumpere, să dețină și să gestioneze și să deprecieze, logic, în timp, orice element hardware, reducând în același timp povara propriei sale echipe, așa cum am uitat mai devreme, internet al gestionat. Pe lângă această dinamică, iarăși, în data de 7 ianuarie 2021, alături de domnul secretar de stat Ionuț Ștoanu, și mulțumesc pentru această cale pentru întreaga colaborare, am decis să nu riscăm un posibil infringement pentru România pe august 2021, și anume neîndeplinirea directivei, punerii în practică a directivei ITS, Intelligent Transport System, și am realizat punctul național de acces pe 7 ianuarie 2021. L-am pus în practică prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor la acea dată și, de fapt, de aici întreaga dinamică care este legată nu numai de zona de ITS, dar așa cum am vorbit și cu operatorii portuari, doar ca să fac o trimitere și la discuțiile anterioare din acest panel, și legat de transmiterea soluțiilor de tip PCS, Port Community System, și multe alte elemente în această dinamică.
Totodată, revenind, la nivel european s-a dezvoltat GNSS-ul, GPS european, singurul de acest tip civil, GPS-ul, la bază, este de tip militar, sunt anumite între și acum de situația conflictuală, iar unul dintre pilonii GNSS-ului ține de siguranță rutieră. Și acest pilon l-am conectat în această viziune, l-am conectat pe o parte și cu dezvoltările pe care le-am reușit și mulțumesc unei serii de experți care au fost mereu alături de mine pe zona de comunicații satelitare și am reușit, primisem în iunie la acea dată felicitări și din partea domnului ministru Nicolae Ciucă, pentru că am băgat istoric centrul satelitar de la Cheia în World Teleport Association, Asociația Internațională a Teleporturilor, și aici, totodată, am trecut la interconectarea, de fapt, diferitelor tipuri de resurse în zona de comunicații. Și aici sunt cele clasice, cele mai sigure în caz de conflict. Mă refer la cele de tip free-to-air, AM, FM și unde scurte. Multă lume își dorea în România să renunțe la undele scurte pentru că sunt mari consumatoare de energie, că tot vorbim de această situație a crizei energetice. Cu toate acestea, iată că în conflict, și am spus-o de fiecare dată, să învățăm să separăm zona de business de zona de siguranță. Pentru că Marea Britanie, în cadrul acestui, în timpul acestui conflict din Estul Europei, puteți să căutați aceste lucruri, să găsesc online, iar BBC a precizat la precizare, a revenit la vechea sa infrastructură de unde scurte, pentru că sunt cele mai sigure. Sistemul de 112, iarăși am avut aceste discuții cu domnul general Bălar, elementul de siguranță a sistemului noi nu era sistemul cum a fost în trecut, cu pe baza operatorilor mobili, care pică în caz de conflict, ci cel mai sigură infrastructură este această free-to-air, care asigură comunicații și în caz de cataclism, de tremur, sau, iată, din păcate, trăim această perioadă puțin mai tumultoasă, conflictuală în placul estic al țării noastre. Revenind tot pe această dimensiune, siguranța infrastructurii este imperativ. Și de aceea reiterez importanța trasării acestei strategii pe care am poziționat-o încă din 2020, am propus-o spre a fi dezbătută și implementată, și anume privind dezvoltarea infrastructurilor critice într-un mod unitar. Pentru că această infrastructură de date are nevoie de infrastructura de energie, infrastructura de transporturi are nevoie atât de infrastructura de energie, cât și de infrastructura de date, iar în astfel de momente istorice, cum este cel pe care îl traversăm în prezent, lucrurile acestea devin din ce în ce mai imperative și o gândire unitare este extrem de necesară. Asta vorbim pe partea de siguranță națională, dar totodată, așa cum am mai precizat și înainte, suntem în zorii unei noi ere în ceea ce privește realitatea rețelelor de telecomunicații. Această realitate se extinde la mai multe domenii, de la furnizarea de servicii de rețea, la arhitectura serviciilor de rețea, la ingineria rețelelor și operațiunii, în același timp, fiind cu toții determinați să diminuăm cheltuielile operaționale, OPEX-ul și, desigur, cheltuielile de capital. Lucrurile acestea se fac prin asupra unor business case-uri care, repet, nu trebuie să îi reinventăm roata, trebuie doar să știm ce este nevoie, pe ce moson este nevoie, pentru ce tip de activitate economică și cărei comunități este dedicată. În acest sens, repet, pentru infrastructura majoră, din acele autostrăzi 5G,
dar la nivel local am reiterat de mai multe ori, am și prezentat un business case la sens, am avut discuții chiar cu un fond de investiții care își dorea urmarea la articolul pe care l-am scris prezentând dezvoltarea comunităților inteligente în raportul de implementare infrastructurii 5G în raport cu LoRaWAN. 75% din infrastructura dedicată în comunitățile inteligente este de tip LoRaWAN la nivel mondial și doar 25% este de tip 5G, datorită costurilor și datorită eficienței de implementare a infrastructurii LoRaWAN. Deci, toate lucrurile acestea trebuie să fie gândite punctual pentru fiecare tip de activitate și pe fiecare tronson care se dorește să se implementeze. Mă rog, în cazul de față, pentru lucrul acesta am și intrat în cadrul conferinței, pe zona de infrastructură de date. O să mă rezum aici. Am acum văd mesajele de date. Am înțeles acest lucru. O să închid aici dacă sunt întrebări cu mare drag. Multe din cele care au fost, le-am subliniat în cadrul acestei intervenții, se regăsesc și în online și vă stau la discuție. Da? M-ați auzit? Da, v-am auzit, am văzut, nu sunt întrebări și vă mulțumim încă o dată pentru... Vă mulțumesc frumos! ...la această conferință a noastră și pentru informațiile pe care mi le-ați oferit. Și vom merge mai departe. Ne-a făcut un alt invitat al nostru, domnul profesor doctor inginer de Purica. Îl salut pe domnul Purica. Domnul profesor. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Aș risca să încep printr-o introducere și la dumneavoastră sunteți membru corespondent al Academiei Oamenilor de Știință și membru al Asociației Române pentru Studiul de la Roma, în prezent membru al Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, dar director executiv al Centrului Consultativ pentru Energie și Mediul. Ați fost consilier personal al Ministrului Cercetării, al Ministrului Economiei, al Ministrului Mediului și expert pentru Parlamentul României și de asemenea președinte al Agenției Române pentru Energie Nucleară. Aveți un CV și un profil pe LinkedIn impunător și cred că am să mă opresc aici, am să vă las pe dumneavoastră să luați cuvântul în continuare. Vă mulțumim! Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să mulțumesc întâi organizatorilor pentru o serie de conferințe care acoperă un spectru foarte larg din economie. În primul rând, o să îmi pun pălăria de fost project officer în Banca Mondială pe energie și infrastructuri și apoi pe aceea de membru în Advisory Group for Energy la Comisia Europeană și de Sustainable Development. Este foarte clar că în momentul de față infrastructurile critice, vorbesc în special de energie, gaz, căi ferate și așa mai departe, nu le mai enumăr. Există o directivă europeană specializată pentru gestionarea riscului în asemenea infrastructuri. Sunt într-un moment, cel puțin în România, dacă nu în toate părțile, în Europa, de schimbare de fluxuri, dacă vreți. Până acum, noi aveam conexiuni în Isaccea cu conducte de gaz, în nordul țării, Mucaceva, în zona respectivă, iarăși gaz. Avem conexiuni foarte bune pe energie electrică, și va trebui să întărim conexiunile de gaz în sudul țării, pentru că vorbim de conexiunea pentru gaz din Azerbaijan până conducta Transanatolian Pipeline și interconectorul Grecia-Bulgaria. Va trebui să întărim conexiunile în vestul țării,
astfel încât să ne integrăm mai bine în structura de fluxuri de gaz în Uniunea Europeană. În același timp se vede că în Germania deja se vorbește despre întărirea conductelor din Norvegia, pentru că Nord Stream este inactiv. Nord Stream 1, 2 nu mai contează. Mai mult decât atât, vorbim de conductele din nordul Africii pe care spaniolii le întăresc, italienii le multiplică. De mult am făcut o analiză de risc pe sistemul gaz natural italian și aveau numai două conducte din Algeria, acum au patru și se discută în continuare. Este foarte clar că va trebui să gândim, și asta este, dacă vreți, mesajul și subiectul principal a ceea ce vreau să spun astăzi, elementele de securitate a acestor rețele critice. Am făcut analize privind impactul și riscul la evenimente de schimbări climatice. Să nu uităm că de câte ori e iarnă și ger mai mare, apare chiciură pe liniile electrice în cotul Carpaților și se întâmplă câte o cădere de stâlpi și întrerupere de alimentare. Asta așa, ca o frecvență, ca o analiză de caz. Mai mult decât atât, suntem în situația să avem nevoie de sisteme de protecție și de insularizare a sistemului energetic. S-a văzut că întărind acest gen de sisteme, o pană, o avarie în centrul Europei s-a propagat numai cu o influență relativ mică în nord-vestul României, restul rețelei rămânând funcțională. Este foarte clar că în condițiile acestea va trebui mai mult decât atât să înțelegem și să calculăm că există, să evaluăm un cost de securitate, de menținerea securității rețelei. Avem nevoie de instalații de menținere a securității, chiar dacă nu le vom folosi niciodată. Deci, din punct de vedere al utilității, timpului de recuperare și așa mai departe, este foarte clar că în probleme de securitate să gândesc altfel o serie de elemente de gestiune a cash flow-ului și a proiectului ca atare. Pardon, scuze că spun cash flow, după 5 ani de zile de project officer în Banca Mondială, m-au învățat ăștia tot soiul de termeni și ar fi trebuit să spun flux de casă, dacă nu mă înșel. Este cât se poate de clar că trebuie în același timp să avem niște viziuni integrate asupra rețelelor noastre. În proiectul, de exemplu, de reabilitare a căilor ferate din acum mulți ani, se gândea nu numai partea de șină ca atare cu echipamentul respectiv și așa mai departe, dar și alăturarea pe lângă șină a unor rețele de fibră optică pentru întărirea comunicațiilor. Lucrul ăsta s-a făcut și asta a permis rezervarea biletelor de tren oriunde în țară pentru oricare alt traseu, ceea ce înainte nu era posibil din motiv de lipsa unei rețele de comunicații coerente. Mai mult decât atât, suntem expuși în rețelele noastre și spuneam că am făcut niște analize de genul ăsta, chiar calcule, la riscuri de schimbări climatice. Sunt zone în care este foarte clar că trebuie să intervenim într-un context foarte local, dacă vreți, privind genul și modul de protecție la elementele de schimbări climatice. Nu vorbesc numai de partea de ger sau zăpadă, ci și de secetă, de inundații și am fost expuși la așa ceva, avem hărți de risc și e clar că rețelele critice sunt acolo unde, în situația în care vor trebui să internalizeze, cum spuneam, niște costuri externe de securitatea lor.
Mai mult decât atât, ne găsim într-un context în care, cum să spun, dați-mi voie să ilustrez ce vreau să spun cu o glumă, cum fac de obicei cu studenții mei de master. Spuneau, eu am auzit-o în Finlanda, dar merge și cu România, că în Germania s-au făcut săpături arheologice și au descoperit că acum 400 de ani existau niște fire de cupru din care s-a dedus că existau rețele de comunicații pe fir. În Finlanda, mi-o spunea un prieten de la Institutul Paneuropean, în România, arheologii au făcut asemenea săpături și au descoperit că acum 400 de ani nu exista nimic. Concluzie, aveam comunicații wireless. Evident, este foarte clar că trebuie să înțelegem că în context rețelele critice sunt un conglomerat și trebuie avut o viziune integrată asupra lor. Așa cum spuneam, nu pot să separ rețeaua de, cum se chemau pe vremuri, curent stare în energie, de aia de curent slab, de comunicare. Trebuie să existe o convergență a utilizării rețelelor în mod integrat. Așa cum spuneam mai devreme, de calea ferată cu cabluri de fibră optică pe lângă șină. Același lucru se poate face și în rețelele de energie electrică și, bineînțeles, în condițiile în care vorbim de, în general, de instalații și de sensori de securitate, e necesar să existe așa ceva și, deci, rețele wireless, mai ales pe rețelele de gaz, pe drumuri, chiar cu diverse tipuri de camere, de exemplu, care dau momentele în care într-o curbă apare gheață sau pe un drum apare umiditate prea mare. Și toate lucrurile astea sunt elemente de securitate, atât la nivelul protecției personalului ca atare, a populației, cât și la nivelul protecției rețelei în sine. Sunt analize și am participat la așa ceva pentru Italia, de exemplu, și pentru România, a unor condiții în care probabilitatea de rupere, de exemplu, fie punctual, fie fisură ca atare, a unor conducte de gaz să conducă la incendii și la daune și impact asupra populației. Este foarte clar că lucrurile astea pot fi prevenite. Mai mult decât atât, în contextul strategiei de securitate energetică a Uniunii Europene, am fost unul dintre cei care au participat la așa ceva, la elaborarea ei, se vorbește despre transfer de circa 10% din consum pe liniile de interconectare. E foarte clar că 10% rezulta din niște condiții de funcționare în regim de pace. În momentul de față suntem în regim de război și trebuie înțeles foarte bine lucrul ăsta, pentru că rețelele integrate sunt acelea care pot fi, dacă vreți, atacate, hai să folosim termenul ăsta, primele, și dacă ne uităm ce se întâmplă în momentul ăsta în Ucraina, este foarte clar că elementele de securitate și de reziliență, că tot folosim termenul ăsta mult în ultimul timp, al rețelelor critice trebuie să fie întărit și să existe planuri de emergență pentru situațiile critice. Este încă o dată momentul de a avea o viziune integrată asupra, dacă vreți, modului în care evoluează și se dezvoltă rețelele critice, pentru că ele, și cu asta închei ca idee, sunt acelea care asigură funcționarea economiei. Să nu uităm că într-o economie sunt câteva fluxuri
acela de energie, acela de bani, acela de muncă, de produse și de informație. Fiecare din aceste fluxuri este sprijinit, are în spate o rețea critică de funcționare. Este evident că va trebui să gândim cât se poate de clar modul în care aceste rețele contribuie la economie și trebuie protejate de către economie, astfel încât să putem vorbi de o dezvoltare durabilă a economiei și nu de elemente locale sau punctuale în timp sau în spațiu privind evoluția și funcționarea economiei ca atare. Să nu uităm că nu trăim ca să muncim, ci muncim ca să trăim, pentru că este clar că dacă vrem dezvoltare durabilă, dacă vrem o economie și o prosperitate economică, rețelele critice sunt elementul de bază, dacă vreți, în circulația sângelui în organismul respectiv și nu numai a sângelui, ci și a impulsului nervos. Cu asta închei. Suntem la un, dacă vreți, un e-mail sau un telefon distanță și felicit încă o dată pe organizatori că s-au gândit să facă asemenea serii de conferințe, poate la sfârșit o integrare a concluziilor ar fi foarte utilă și vă urez în continuare succes. Vă mulțumim, domnule Furica, pentru prezența dumneavoastră, dar și pentru informațiile pe care mi le-ați adresat și pentru că întotdeauna răspundeți prezent la conferințele noastre. Am să trec mai departe la următorul invitat al nostru, domnul Silviu Tiron, absolvent al Facultății de Energetică. Până acum am avut inginer cu preponderență, Universitatea Politehnică din București și al programului de master din cadrul ASE. Are o experiență de 6 ani în domeniul energetic, activând în diverse companii cu specializare în dezvoltarea produselor și serviciilor specifice industriei. În prezent, domnul Tiron se concentrează pe dezvoltarea infrastructurilor și soluțiilor pentru mobilitatea electrică și este director de comunitate al Future Leaders România. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi la noi în conferință și vă dăm cuvântul. Bună ziua, ne auzim? Da. Super. Mulțumesc și eu frumos de invitație. Îmi face plăcere să fiu aici pentru că vorbesc despre un subiect care mi este foarte drag. În acest eveniment reprezint Future Energy Leaders România, care este o comunitate de tineri din domeniul energetic care doresc să contribuie la această industrie care la momentul actual, într-adevăr, se confruntă cu multe provocări, dar și multe oportunități. În aceste câteva minute pe care am la dispoziție, aș vrea să vă vorbesc un pic despre un subiect care reunește două teme importante ale acestei conferințe, transporturi și rețeaua de utilități, în speță rețeaua electrică. Și anume, aș vrea să vorbesc despre electromobilitate, utilizarea mașinilor, autovehiculelor electrice, atât pentru transportul de oameni, pentru persoane, dar și pentru transportul de mărfuri. Vedem în ultima perioadă, poate, energia, cum este pe buzele tuturor, cuvântul energie, și vedem, bineînțeles, un trend crescător și în privința mașinilor electrice. Din ce în ce mai mulți oameni optează pentru acest tip de vehicul. Vedem creșteri în vânzări a mașinilor electrice și ușor, ușor și o aplicare a transportatorilor ce utilizează camioane spre acest mijloc, spre utilizarea unui camion cu baterii. Într-adevăr, în România un pic mai slăbuți, dar este un trend european ce vine și către noi. Ei bine, în dezvoltarea electromobilității în România avem atât o provocare, dar cât și o oportunitate. Aș vrea să fac o mică comparație, poate, cu dezvoltarea internetului la noi în țară
În momentul în care nu existau, când alte țări aveau internet, noi nu aveam, dar a venit după aceea și am construit cu ce e mai bun. Drept urmare, acum avem între cel mai bun internet din Europa, din lume chiar. Comparația este că noi nu avem autostrăzi la momentul actual. Sau avem, dar nu avem destule. Și suntem în dezvoltarea lor. Credem că este oportun în dezvoltarea acestor autostrăzi concomitent să se îmbunătățească și rețeaua de energie electrică. De ce? Pentru că, cum spuneam mai devreme, creșterea electromobilității înseamnă automat o creștere a consumului de energie. Și când vorbim de creștere de consum de energie, vorbim de un necesar de creștere a producției de energie electrică, cu care, într-adevăr, se pare că ne confruntăm în ultima perioadă și avem nevoie de noi capacități de producție, dar, bineînțeles, totodată, crescând și consumul, avem nevoie și de o rețea de electrică îmbunătățită. Avem nevoie de rețele de transport care să poată să facă față noi cereri de distribuție, bineînțeles. Iar de ce doresc să pun accent pe acest lucru e pentru că conform regulamentului pentru combustibili alternativi realizat de Comisia Europeană, România va trebui ca până în 2035 să aibă din 60 în 60 de kilometri stații de încărcare pentru mașini, autobuze, camioane electrice cu puteri de 600 de kilowatt. Ca să faceți o idee, cu puteri de 600 pe fiecare sens. Deci ar veni din 60 în 60 de kilometri 1,2 megawatt pe locul respectiv. Ceea ce, dacă stăm și adunăm, reprezintă o putere destul de mare pentru necesarul total de autostrăzi pe care avem noi nevoie. De aceea e important în momentul în care, și noi asta vrem să atragem atenția, în momentul în care dezvoltăm rețeaua de autostrăzi în România, haideți să luăm în considerare și dezvoltarea rețelei electrice necesare pentru a alimenta aceste mașini electrice. Pentru că, într-adevăr, va reprezenta o provocare în viitorul chiar foarte apropiat și o provocare care, dacă este organizată din timp, ne va fi mult mai ușor să-i facem față. Un alt lucru pe care aș vrea să atrag atenția e că amplasarea acestor stații de încărcare nu e chiar atât de simplă, nu reprezintă doar efectiv să punem o stație și cam asta a fost. În spate sunt multe lucruri ce trebuie să se întâmple și sunt altfel mulți actori ce trebuie implicați în dezvoltarea electromobilității în România. Cum am spus de la bun început, avem nevoie de producători, avem nevoie de transportatori de energie electrică, distribuitori, autorități locale, mai ales aici în speță trebuie ținut compania de dezvoltare a autostrăzilor, trebuie să țină cont de acest lucru și să întrebe oare experți din domeniu, oameni care poate cunosc această industrie a electromobilității, să vadă cum pot să dezvolte împreună. Noi facem apel la comunicare către toate entitățile implicate în această dezvoltare, pentru că, de fapt, la momentul actual, mașinile electrice sunt, într-adevăr, privite cu scepticism în privința kilometrilor pe care poate să-i parcurgă într-o singură încărcare. Iar noi, prin România, prin acest lucru, trebuie să construiască încrederea că oamenii poate să plece de la mare, de la munte, să parcurgă Timișoara, Constanța, cu mașina electrică, fără a avea temerea că o să rămână fără baterie și nu o să aibă unde să alimenteze. Bun. Da, deci cam asta facem noi, apel la comunicare între toate părțile implicate. Iar un alt lucru pe care aș vrea să-l abordez este pentru că și din partea de perspectivă de consumatori casnici. Aici vom vedea o creștere în rețeaua de electricitate a cererilor pentru racord trifazic. Asta pentru cei care poate ne urmăresc și stau la casă și doresc să-și instaleze o stație de încărcare pentru mașini electrice. Într-adevăr, pentru încărcarea de mașini electrice va avea nevoie de un branșament trifazic, majoritatea caselor acum monofazic, dar distribuitorii de energie electrică ar trebui să fie pregătiți pentru că în curând va fi o creștere a cererilor pentru acord trifazic. Încheiere, vreau doar să vă spun că ne bucurăm că avem aceste discuții, am vrea într-adevăr să vedem cât mai multe părți implicate cum stau de vorbă și, bineînțeles, noi suntem deschiși să venim și noi cu expertiza noastră, deoarece în cadrul comunității regăsim experți din diferite domenii și suntem deschiși la discuții și vă mulțumim frumos pentru invitație.
mulțumim și noi pentru participarea la summitul nostru și pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Și vom merge mai departe. Sper să avem cu noi conectat următorul participant. În moment doar să vedem emisie. Este gata următorul participant, este conectat. Este. Am să rămân eu și după ce am văzut transportul rutier, rețelele, o să ajungem acum transportul aerian, pentru că asta este cu ce mă ocup eu. Numele meu este Anca Pachidean, sunt director regional pentru Europa de Est în cadrul IATA, Asociația Internațională de Transport Aerian. Membrii noștri sunt liniile aeriene și, după cum vă imaginați, am să vă povestesc câte ceva despre transportul multimodal pentru companiile aeriene și tot ceea ce ne-am dorit noi de la acest multimodal. Și anume, oferirea de mai multe opțiuni și conectivitate consumatorilor. Aceasta este prioritatea noastră și nu este un concept nou pentru aviație. Companiile aeriene oferă bilete pentru servicii de transport aerian combinate și integrate cu autobuz și cu tren de ani de zile. Abordarea moștenită însă este foarte rigidă și funcționează doar într-un singur sens, și anume biletul de avion poate include ca și complementaritate un bilet de tren sau un bilet de autobuz. Viziunea multimodală a Uniunii Europene, sau cel puțin modul în care înțelegem noi ca și transportatori aerieni, ar necesita o ofertă de servicii integrată și o livrare integrată a serviciului către consumator. Aceasta este motivul pentru care cooperarea între noi, operator aerien, operator feroviar, operator rutier, este esențială. Este mai mult decât doar o rezervare și un simplu bilet. Necesită acorduri între operatorii de servicii de transport și o claritate cu privire mai ales la responsabilitățile lor față de client. Ne-am putea imagina o singură rezervare care include o călătorie cu metroul de la domiciliu cuiva din Bercen, să zicem, la aeroport, urmată de un zbor către Paris, o călătorie cu trenul de mare viteză către Bruxelles și o călătorie apoi cu Uber până la destinația finală. Această rezervare ar putea fi disponibilă pe o singură platformă, cu toate informațiile relevante furnizate acolo și o răspundere clară către pasager, de asemenea, cu posibilitatea oferirii de asistență pentru client în toate aceste sectoare de călătorie, mai ales în cazul trenului întrerupt. Ne dorim de la Uniunea Europeană să ne ajute prin oferirea unui mediu de business uniform reglementat, în care operatorii să poată încheia cu ușurință acorduri, în special în problema complexă a răspunderii față de pasageri. Responsabilitatea și drepturile pasagerilor trebuie convenite și bine definite pentru a asigura succesul întregii călătorii. În transportul aerian avem acel binecunoscut Air Passenger Rights, EU261, de care ne tot lovim din cauza de neclarități și aplicare, și salutăm decizia Comisiei Europene de a redeschide acest dosar și al îmbunătății. Ne-am mai dorit de la Uniunea Europeană să continue eforturile în digitalizarea documentelor de călătorie. Cercetarea și dezvoltarea în domeniul tehnologiei ar trebui să se concentreze pe oferirea consumatorului de instrumente pentru a interacționa digital cu furnizorii de servicii, care să dețină controlul asupra datelor lor personale. Și ne dorim dezvoltarea acelor documente de identitate electronice, așa zisele portofele electronice. Călătoriile ar trebui abordate cu o mentalitate globală. Nu putem folosi abordarea internă pentru a evita fragmentarea, așa cum o putem deja observa în exemplu binecunoscutului spațiu aerian, unde încă încercăm să confrontăm cerul unic european, și aici ne-ar putea spune foarte bine domnul Marinescu cu ce greutăți ne confruntăm.
Transportul multimodal este un subiect care apare foarte des, mai ales în Europa. Dar încă nu există un plan real. În timp ce transportul aerian și calea ferată sunt văzute în mod tradițional ca și concurenți, acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Cooperarea și conectivitatea și legarea acestor mijloace de transport este vitală, în care piața ar trebui să stabilească rutele și nu reglementele. Să vă dau două exemple. În Europa, ruta Paris-Bruxelles. Thalys, transportatorul feroviar, a înlocuit cu succes utilizarea transportului aerian. Pe de altă parte, în ciuda Eurostarului, pe care toată lumea îl cunoaște, ruta Paris-Londra este încă activă pe calea aerului, atât pentru zboruri de legătură transatlantice în special, cât și pentru zboruri directe către întâlniri de afaceri. Cu ce nu suntem noi de acord sunt aceste mișcări ONG-uri, sau chiar și mai mult guvernul, care pretind orbește calea ferată ca alternativă mai acceptabilă din punct de vedere al sustenabilității morale, cât și al mediului, acceptată și preferată în detrimentul transportului aerian. Eficiența ar trebui să fie obiectivul major. Guvernele nu ar trebui să subvenționeze un mod de transport în detrimentul celuilalt și nici să impună taxe de mediu de emisii de carbon care duc la denaturarea pieței. Intermodalitatea ar trebui dezvoltată pentru a consolida conectivitatea și a crește eficiența și pentru a le putea oferi consumatorilor tot ceea ce este mai bun din ambele moduri de transport, într-un mod continuu și durabil. Nu ar trebui să slăbească aviația, trebuie să căutăm complementaritate. Creșterea infrastructurii de transport feroviar inexistente în prezent, nu vorbim aici de Europa, nici nu vreau să mă gândesc la nivel național, poate dura 18-25 de ani pentru a putea fi în aplicare și, prin urmare, nu poate aborda ambițiile cu emisii nete zero până în 2050 fără ajutorul sau prioritizarea unor soluții precum cerul unic european sau combustibil sustenabil pentru aviație. În plus, noile rute feroviare sunt mult mai greu de configurat decât cele aeriene și au mult mai puțină flexibilitate. Și revenind la domeniul social din ESG, câte costuri de strămutare și de facerea vieții foarte dificile pentru locuitorii acelor zone unde vor să pună calea ferată. Costurile de infrastructură terestră sunt mult mai mari față de cele de configurare a unei infrastructuri aeriene. Transportul în ansamblu este perceput de public ca unul dintre factorii și sectoarele majore care contribuie și care contribuie la oferirea conectivității și nu unul împotriva celuilalt. Dar trebuie să încercăm să abordăm ambele percepții și să realizăm provocarea de a ne reduce amprenta asupra mediului. Vorbim adesea de calea ferată, maritimă, rutieră și aerian, dar alte moduri ar trebui să se alăture aceste discuții, chiar și dronele și hyperloop-ul, care reprezintă cele mai mari potențiale ale zilei de mâine. Și este important ca întregul ecosistem de transport să adopte o abordare colectivă și colaborativă în paralel cu eforturile care se concentrează asupra planurilor în mitigarea de sustenabilitate a mediului. Acum, mai mult ca niciodată, după cei doi ani de pandemie și provocări politice, de mediu și economice tot mai mari, Europa trebuie să se apropie. Transportul aerian oferă o rețea magnifică care poate consolida solidaritatea și prosperitatea europeană. Cu toate acestea, toate părțile interesate de transport trebuie să conlucreze pentru a ne asigura că libertatea de mișcare este menținută și devine și mai durabilă și mai accesibilă. Și am să vă mulțumesc pentru atenția aici. Și am să încerc să văd dacă există întrebări din platou. Dacă nu, mai avem un invitat, tot din domeniul transportului aerian. Este cu noi, domnul Peșteșan. Poziți, bună ziua! Da, bună ziua, vă mulțumim pentru prezența în conferința noastră de astăzi. Domnul Cosmin Cătălin Peșteșan este un colaborator important al nostru de aviație. Am să-l las să se introducă singur, vă mulțumim încă o dată. Mulțumesc, bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Din păcate am avut o situație operațională, a trebuit să plecăm din țară, sunt conectat din
sediu Bulața la conferință. De-aia nici nu o să pot să stau prea mult. Dar mulțumesc. Sunt absolvent de drept, care n-am profesat niciodată datorită pasiunii pentru aviație. M-am alăturat familia aviației în 2011 la Direcția de Transport Aerian din Ministerul Transporturilor, unde am activat până în 2019 ca șef și infrastructură, navigație aeriană și mediu, că mediu e o problemă destul de dezbătută în ultima perioadă. Din 2019, Direcția de Siguranță și Calitate din Romața. Între timp, am fost și director general al Companiei Naționale Aeroporturi București în două mandate, 2016 și 2021, ca director general două mandate și ca membru în Consiliul de Administrație aproximativ 4 ani, tot la CNAB. Cam asta experiența mea. Anul trecut, chiar îmi aminteam cu plăcere, intram în acest panel de infrastructură din poziția de director general la Compania Națională Aeroportului București. Astăzi sunt aici în numele și pentru a vorbi puțin despre Romața și partea de siguranță. Bănuiesc că s-a vorbit foarte mult de securitate cibernetică. Eu vreau să punctez câteva aspecte referitoare la siguranță, pentru că perioada prin care am trecut, în special pandemia, a fost o provocare și pentru Romața, din punct de vedere operațional, pentru că au fost schimbări foarte mari în structura traficului, de unde aveam în 2019 blocaje pe anumite rute, de unde aveam delay-uri date de Eurocontrol, ajunsesem în 2019 să avem din 5 sectoare mari să comasăm, să avem 2-3 sectoare. Dar partea de siguranță a rămas și rămâne întotdeauna dezideratul nostru și cel mai important lucru în zona noastră a furnizării serviciilor de trafic aerian este aripa, să-i zic, sau domeniul unde nu facem rabat de la nicio regulă. Câteva cuvinte despre Romața, dacă avem participanți care ne cunosc doar ca și cei aceia cu bani mulți, că ni s-a pus această ștampilă, aș vrea să cred că nu e singura părere pe care o are lumea pentru Romața. Chiar aici partenerii de la Bulața au un slogan scris mare pe toți pereții: controlii de trafic sunt partea ascunsă a aviației. Nimeni nu-i vede, dar sunt acolo și asigură siguranța zborurilor. Și sunt convins că companiile aeriene cunosc aportul pe care îl are zona de furnizare de servicii de trafic aerian în siguranța zborurilor. Deci să revenim, Romața este o regie autonomă aflată în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. E înființată prin hotărâre de guvern în 1991. Este finanțată din venituri proprii exclusiv din tarifele de rută, deci ne finanțăm din tarifele pe care le încasăm de la clienții noștri, adică de la companiile aeriene. Nu există altă sursă de finanțare. Avem în hotărârea de guvern menționat că putem să beneficiem de subvenții de la bugetul de stat, dar n-a fost cazul nici în pandemie. Chiar vorbeam cu partenerii bulgari, nici ei n-au avut parte de sprijin din partea statului. Noi putem să zicem că am avut un sprijin, dar nu financiar. Am fost nevoiți să luăm un credit pe care ni l-a garantat statul, dar e credit comercial pe care, începând cu anul 2023, va trebui să începem să-l rambursăm. Romața este certificat ca furnizor de servicii de navigație aeriană în tot spațiul aerian controlat al României. Este parte a Convenției Eurocontrol, deci suntem membri Eurocontrol, la care România a aderat în 1996. Romața este parte și a blocului funcțional de spațiu aerian, că tot vorbeam de Bulgaria, împreună cu bulgarii, blocul funcțional de spațiu aerian FAB, Danube FAB, încă din 2012, anul acesta am făcut 10 ani de când avem parteneria la nivel de state și împreună cu ei chiar am implementat niște proiecte care au venit, zicem noi, foarte mult în sprijinul
companiilor aeriene. Doar să reamintesc aici, Free Router Space, pe care îl avem cu bulgarii, cu partenerii din Ungaria. Deci pe cerul celor trei state nu mai există rute. Companiile aeriene își planifică cum vor ei zborurile și, în general, pe rute directe, ca să facă și economie de resurse. Suntem membru CANSO, Gate One, Eurocae, ca orice organizație serioasă, inclusiv Asesar Deployment Manager și Asesar Joint Undertaking. În ceea ce privește structura organizatorică, are o construcție regia tipică oricărei regii autonome, cu un consiliu de administrație, cu un director general numit de consiliu de administrație, pe care am dorit să-l avem numit conform ordonanței 109, cu mandate de 4 ani, dar din păcate încă se prelungește situația actuală. Ca structură, Romața e organizată în administrația centrală, care se află în București, 3 subunități regionale, București, Arad și Constanța, fostele centre de dirijare, care acum sunt la București, deci tot ține de Overflight, s-a mutat în București, și 13 unități, subunități teritoriale la fiecare aeroport. Adică fiecare aeroport are o subunitate și a Romaței, o direcție de servicii de navigație aeriană local, unde sunt în principal controlorii de tur. Din păcate, sunt conectat pe telefon și nu pot, am o prezentare pe care aș fi vrut să o pun pe ecran, dar o descriu în cuvinte cam ce am pus aici. Structura personalului, numărul total de posturi e la acest moment 1813, din care 50% sunt controlori de trafic aerian, deci jumătate, 905, dacă nu mă înșel, la ultima verificare, controlori de trafic aerian care asigură și overflight-ul și zonele de terminal și cele 16 turnuri, deci controlori de turn. 50% control de trafic aerian, 20% personal tehnic, 8% personal meteo și doar 22% personal administrativ, care se află în toate subunitățile noastre. Din punct de vedere al siguranței, avem reguli clare, ca orice actor din aviație. Avem anexa 11 ICAO, Air Traffic Services, avem anexa 19 ICAO, Safety Management System, documente, ICAO, Regulamentul 373 din 2017, care a intrat în vigoare și a trebuit să fie pus în implementare până în 2019, plus o serie de alte regulamente. O să fac publică prezentarea pentru cei care doresc să se aplece mai mult, pe care am vorbit deja aproape jumătate din timp alocat. Sistemul de management de siguranță al Romaței e un sistem matur, este operat în comun cu celelalte sisteme de management din Romața, adică cel de siguranță e operat în comun cu cel de calitate, cu cel de securitate, și are mai multe obiective, sistemul de management al siguranței, în special politică și obiective de siguranță clare, managementul riscurilor la adresa siguranței și cum sunt acestea adresate, asigurarea siguranței și promovarea siguranței. Cam acestea sunt principiile, componentele, să zicem, sistemului de management, care la bază are un manual de management al siguranței dezvoltat încă din, dacă nu mă înșel, 2011. Manualul de management are undeva la 23 de proceduri separate, care abordează toate domeniile de siguranță. El este updatat odată la 2 ani sau ori de câte ori e nevoie. În manual sunt descrise principalele aspecte ale operării sistemului. Are, bineînțeles, o parte descriptivă, o politică de siguranță clară, prin care conducerea executivă își asumă principiile din politică și respectarea cerințelor din domeniul de reglementare. Ca să citesc din politica de siguranță, din politica de siguranță, se stimulează faptul că Romața utilizează sistemul de management eficace și acționează pentru respectarea cerințelor aplicabile în domeniul siguranței, îndeplinirea prevederilor standardelor aplicabile și luarea în considerare celor mai bune practici din domeniu, acordându-se prioritate domeniului siguranță. Am mai menționat și la început că siguranța este domeniul prioritar al regiei noastre și nu facem rabat de la nimic în detrimentul
să zicem, aspectelor financiare sau operaționale. Deci nu există rabat de la principiile acestui domeniu, el fiind prioritar și recunoscut inclusiv prin procedurile pe care le avem implementate în Romaț. Politica de siguranță, am vorbit puțin. Menționează de asemenea obiectivul principal al siguranței, managementul, promovarea politicii de siguranță. Sunt mai multe aspecte ca în orice politică de siguranță. Chiar modulele de specializare și de pregătire și de instruire ale controlorilor și al personalului din prima linie, controlor sau personal tehnic. Modulele de specializare cuprind aspecte punctuale din manualul de management al siguranței, deci anual se prezintă și se updatează tot ce se întâmplă nou în domeniul siguranței și tot ce noi ca structură de siguranță implementăm în manualul de management al siguranței. Ca să revenim un pic și la obiectivul principal al politicii de siguranță, siguranței în Romața, obiectivul nostru este asigurarea unui nivel de siguranță astfel încât numărul de accidente, incidente grave sau periculoase cu contribuția serviciilor ATM-ANS furnizate de Romața să nu crească și atunci când este posibil să scadă. În prezentarea asta chiar am pus un tabel ca să se, pe ultimii 11 ani cu cele trei domenii pe care le urmărim, adică numărul de accidente, numărul de incidente grave și de incidente majore, accidente cu contribuție Romața, mulțumim și lui Dumnezeu, nu am avut în ultimii ani niciunul, deci suntem la zero. Numărul de incidente grave cu contribuție directă sau indirectă Romața, niciunul, deși avem un target acceptabil de maxim 1 pe an. Iar numărul de incidente majore, unde nivelul de alertă este de 9, în ultimii 2 ani este 0. Asta ne dovedește că sistemul de management al siguranței este unul matur și bine cunoscut la nivelul structurilor noastre interne. Structura organizatorică Romața în ceea ce privește siguranța cuprinde Direcția de Siguranță și Calitate, care este situată în administrația centrală și avem în toate subunitățile noastre CRS-16, coordonator local de siguranță, care sunt persoane cu atribuții specifice managementul siguranței și care coordonează inclusiv investigațiile în domeniul siguranței atunci când apar evenimente în area lor de responsabilitate, adică în subunitățile în care activează. Deci e o structură destul de complexă, pe lângă Direcția de Siguranță și Calitate, în toate subunitățile și în compartimentele operaționale și tehnic din administrația centrală și din Direcția Regională de București, avem cel puțin un coordonator local de siguranță. Deci structura de siguranță nu e formată doar de cei 14 oameni din administrația centrală, ci e completată, aș putea zice, de alții 20 și aproximativ 25 de oameni din teritoriu. În ceea ce privește evenimentele de siguranță, am implementat un sistem de raportare care de 2 ani se face exclusiv electronic pe platformă furnizată de Eurocontrol, se cheamă eTocai, și toți angajații noștri sunt încurajați să raporteze orice tip de eveniment, chiar și dacă nu este inclus în lista evenimentelor obligatorii a fi raportate. Ca idee, o medie anuală de evenimente raportate la nivelul Direcției de Siguranță și Calitate, doar pe siguranță, avem undeva la 1200-1300 de rapoarte anuale care se transformă în evenimente care ulterior sunt investigate independent fiecare, în urma cărora tragem concluzii și luăm măsuri proactive ca evenimentele să nu se mai repete. În 2019 am avut o creștere a raportărilor, am depășit 2000 de raportări pentru că am introdus noul sistem de dirijare și ca orice sistem nou a creat și emoție din punct de vedere al controlorilor și au avut și sincope de natură tehnică, deci a fost o creștere în raportările tehnice. Iar anul ăsta, din ce ne-am uitat la final de an, vom trage o concluzie,
având în vedere că a crescut traficul foarte mult față de anii pandemiei, avem o creștere în raportările evenimentelor de natură operațională, dar din fericire, așa cum am zis, nu avem nici accidente, nici incidente grave, nici majore, adică sistemul de raportare ne permite să identificăm probleme din timp și să luăm soluții. Cam atât aș fi avut de zis despre sistemul de siguranță. Mai aș putea să adaug că avem și o politică de cultură justă, probabil cum orice entitate din aviație are, o și promovăm, o avem negociată inclusiv cu sindicatul controlorilor de trafic aerian, un sindicat celebru în România, deci este agreată și de sindicat. Politica de cultură justă și principiile pe care le aplicăm în siguranță sunt acelea de a încuraja oamenii din prima linie să raporteze orice eveniment, pentru că ce facem noi la siguranță nu este să găsim vinovați, ci să găsim cauzele care au condus la evenimente și în scopul de a găsi măsuri pentru a evita aceste evenimente sau altele să escaladeze, să mai apară. Deci scopul nostru nu este cel pe care l-au, să zicem, partenerii noștri de la parchetele generale, când se întâmplă vreun incident grav, ei caută vinovați, noi căutăm cauzele ca să tratăm cauza și să nu se mai întâmple. Am încercat și încercăm împreună cu IAS de ani de zile să avem conferințe comune și să avem o abordare comună, în special să ne protejăm oamenii, pentru că dacă i-am pedepsit pentru orice incident care se întâmplă, atunci descurajăm raportarea. Principiul nostru este să încurajăm raportarea și să nu luăm măsuri dure pentru împotriva celor care raportează. De aceea am și anonimizat tot ce există pe raportări. Doar Direcția de Siguranță cunoaște exact oamenii, numele oamenilor care sunt implicați acolo. Nu ne interesează decât evenimentul în sine. Dacă sunt întrebări vis-a-vis de zona de siguranță sau despre Romața în general, pot să mai stau conectat undeva la 20 de minute, după care îmi cer scuze, trebuie să revin în zona operațională, că mai avem niște discuții cu partenerii din Bulgaria. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru prezența în conferința noastră de astăzi, domnule Peștoșan, și pentru informațiile pe care le-ați dat despre Romața, dar și despre cultura de safety pe care o avem nu numai în România, dar este prezentă în toată lumea și mai ales în Europa. Și ne mai fiind întrebări, aș putea să închid astăzi. Am avut la această conferință personalități importante din lumea de business din România, domnul Marinescu, europarlamentar, coordinator în Comisia de Transport din partea Partidului Popular European, domnul Taie, președintele Uniunii Societăților de Turism din România, domnul Preda, ex-secretar de stat pentru telecomunicații, domnul Purica, membru al Consiliului Consultativ pentru Dezvoltare Durabilă, domnul Piron, directorul comunității Future Energy Leaders din România și domnul Peșteșan, ex-directorul aeroportului București și prezent director în cadrul Serviciului de Navigație Aeriană și eu, reprezentanta liniilor aeriene. Să concluzionăm despre România deocamdată. Ne dorim recuperarea decalajului de dezvoltare a infrastructurii de transport, adaptată inclusiv utilizării duale și asigurând în același timp atingerea obiectivelor europene de reducere a emisiilor de transport de carbon. Ne dorim de asemenea să îndeplinim viziunea pentru anul 2030, și anume aceea de a extinde infrastructura de transport pe teritoriul României, în vederea îmbunătățirii conectivității între regiunile țării, dar și cu restul țărilor din Uniunea Europeană. Și o încheiere într-un mod pozitiv, un îndemn pentru toate modurile de transport din România, dar și din Europa, și de telecomunicații, să colaboreze, să ne asigurăm că libertatea noastră de mișcare, de călătorie, este menținută, și devine și mai durabilă, și mai prietenoasă cu mediul, și mai accesibilă și realizată într-un mod cât mai armonios.
Mulțumim Media 1 pentru această conferință, mulțumim tuturor participanților și vă urăm o zi minunată în continuare. The regeneration of a system requires time. It is done slowly, step by step, and requires a lot of patience. But at Vulture, regeneration is in full swing. After the acquisition, HIM Complex got straight to work. It streamlined the production process and it invested in projects that capture and use CO2, thus reducing the platform's carbon footprint. A new special polyols plant has just been inaugurated. This will ensure growth and competitivity, but also sustainability. And now, the regeneration of the industrial platform continues with an essential element, a new cogeneration power plant. This is another natural step toward a new sustainable future at HIM Complex. Cogenerarea este un proces tehnologic care permite producerea simultană de energie electrică și termică într-o singură instalație. Toată energia electrică și termică produsă în instalația de cogenerare de la Râmnicu Vâlcea va fi consumată integral, intern, în procesele chimice ale platformei HIM Complex. Centrala de cogenerare va fi pusă în funcțiune cu primele două grupuri care totalizează o putere de 32 de MW și astfel se asigură 60% din necesarul de energie electrică al platformei. Următoarea etapă este programată să fie finalizată în cursul anului viitor, iar centrala va ajunge la capacitatea ei maximă de 48 de MW. Până acum, în ultimele luni, am pregătit toate lucrările de construcție, iar până la sosirea echipamentelor din Italia, în decurs de 2 săptămâni, au fost pregătite toate detaliile de montaj. O platformă chimică performantă are nevoie de expertiză și de energie. Dacă în ceea ce privește expertiza avem tot ceea ce ne trebuie, în cazul energiei am decis să construim o instalație de cogenerare de înaltă performanță. Aceasta va asigura energia sustenabilă pentru toate secțiile de producție ale HIM Complex Râmnicu Vâlcea. Prin această instalație de cogenerare vom asigura investiția cea mai mare din România anului 2022 și vom avea randament energetic global de peste 90%, dublu față de media instalațiilor de cogenerare din România. Prin această investiție vom asigura în același timp o reducere semnificativă a emisiilor de CO2 cu mai mult de 100.000 de tone pe an. Practic, instalația este pregătită și pentru o nouă etapă, respectiv de utilizare suplimentară și a hidrogenului verde provenit din instalațiile tehnologice ale HIM Complex. Este doar o primă etapă a strategiei HIM Complex de regenerare a întregii industrii chimice românești. It takes a lot of patience to regenerate a system. Until then, let's celebrate the energy of a new project at Vulcea. INCDT Cambodi is Romania's unique R&D institute for gas turbines, dedicated to aerospace with application in the energy field. With more than 20 years of scientific proficiency, the Institute specializes in scientific research, design, testing, and production of innovative and sustainable equipment, such as aviation gas turbines, high-speed bladed machinery, and compressing equipment for natural gas market, focusing on consumption reduction and environmental protection. Working in accordance with a certified quality assurance system, Cambodi proves its local and international proficiency through a significant number of international awards, involvement in high enterprise European framework programs,
and numerous partnerships with companies such as Safran Group, MT Aerospace, Pratt & Whitney, Bonera, DLR, GHH Rand, Mann Diesel & Turbo. The Institute seeks for new partners in the aerospace field, energy market focusing on gas extraction and transportation, and machine engineering industry. Komodi Institute, experienced partner for innovative and reliable solutions. I want the wind to carry me far away from here. The way forward is clear. Build clean generation faster than ever before. This is an imperative which requires a massive speed up of permitting procedures. Transport, heating, and industry must electrify quickly. This is the fastest, cheapest, and most efficient way to decarbonize. Distribution grids must be modernized and reinforced. This is key for scaling renewables and electrification, and will create huge amounts of jobs. Getting there requires secure investment. Market interventions are counterproductive and must be limited. Last but not least, we must protect customers from high prices. Taxes and levies on electricity bills must urgently be removed. Tenul tău are multe de spus și la fel de multe de arătat. Reflectă-i calitățile cu noua formulă originală Gerovital Evolution. Superenzima tinereții SOD, cea mai activă enzimă antioxidantă și acid hialuronic ultra filler de ultimă generație, pentru un efect vizibil antirid și un ten ferm, complet reenergizat. Cunoaște-ți aturile. Recunoaște evoluția. Gerovital Evolution. La Nova te bucuri mereu de energie bună pentru familia sau afacerea ta. Ai oferte transparente, prețuri corecte, servicii 100% online și contractare în 4 pași simpli. Alege pachetele de gaze naturale sau energie electrică din surse regenerabile. Nova. Simplu, avantajos, totul online. Știați că energia nucleară este o sursă de energie sigură, curată, fără emisii de dioxid de carbon? În România sunt operate două reactoare nucleare, care produc aproximativ 20% din energia necesară României și aproximativ 33% din energia curată fără emisii de CO2. De la punerea în funcțiune a centralei nucleare de la Cernavodă, au fost produse peste 207 milioane de megawatt-oră la un factor de capacitate de peste 90%, evitând eliberarea în atmosferă a peste 195 de milioane de tone de dioxid de carbon. România operează una dintre cele mai sigure și performante centrale nucleare la nivel global. Nuclear Electrica are proiecte de dezvoltare pentru viitor de peste 9 miliarde de euro. România are peste 50 de ani de experiență în industria nucleară și peste 25 de ani de operare la cel mai înalt standard de excelență și siguranță a reactoarelor nucleare CANDU. Nuclear Electrica are aproximativ 2300 de specialiști și este unul dintre cei mai importanți angajatori în România. Ne implicăm anual în proiecte de responsabilitate socială în sănătate, educație, mediu și contribuim cu peste 10 milioane de lei pentru a face diferența acolo unde este nevoie.
Suntem mândri să generăm energie curată la standard de excelență și să construim un viitor durabil pentru generația de mâine.